Reprezentanții Poliției Române au trimis o cerere către Ministerul Afacerilor Interne prin care solicită schimbarea armamentului aflat în uz. Motivarea cererii este dată de vechimea modelului de pistol Carpați, capacitatea redusă a încărcătoarelor, dar și riscul la care se expun agenții la fiecare utilizare a armamentului. Sunt uzate fizic, unele au și 30 de ani, este calibru 7.65, toată Europa are 9 mm, are puține gloanțe în încărcător, 6, maxim 8, pe când celelalte pistoale moderne au 17-18 cartușe în încărcător. Nu știm că se va soluționa. Petiția a fost formulată pe un site de pe internet. Noi am închis și noi ca sindicat la ea pentru că trebuie modernizată dotarea poliției. A fost trimis, am înțeles, în minister. Vom vedea ce se va întâmpla pentru că trebuie să ne gândim că suntem vreo 40 ceva de mii de polițiști. Polițiștii trag astfel un semnal de alarmă și spun că pistoalele Carpați date în folosință încă din 1976 scad în eficiență și randament. În comparație cu celelalte poliții europene, este pur și simplu ineficient. Au fost cazuri în care s-au tras 4, 5, 6 focuri pentru opirea unui autoturism și nici măcar anvelopele n-au fost penetrate. Este o propunere venită din partea sindicatului. Sperăm ca guvernul să investească, că e vorba de bani, și să ne doteze cu pistoale moderne, gen Glock sau alt fel de tipuri de armament. Până la soluționarea cererii de către guvern, polițiștii își desfășoară activitatea cu armele de foc pe care le au în dotare. Aceștia speră însă ca solicitarea lor să fie luată în calcul, iar pistoalele pe care le poartă la brâu să nu le provoace surprize neplăcute în situațiile în care vor fi folosite în timpul misiunilor.